avem 6 copilași, suntem din Coșcalie, suntem creștini pe Evanghelie și greutăți, avem nevoie de ajutorul ăsta, pentru că sunt mulți copii, avem multe greutăți care nu le putem noi singuri rezolva, dar am apelat la Domnul și Domnul a adus ajutorul ăsta de la limata, Domnul să vă binecuvânteze. Greutăți sunt multe în familia noastră, dar nu pot să le spui pe tăte. Am înțeles că lemnele aduceți și aduceți cu lemnele bețișoare, cum ar fi. Singur aduc cu cărișorul. Cărișorul. Da. Și mai sunt mai multe greutăți, dar și să faci, le trecem pe tăte. Aveți probleme cu piciorul, spus, cu mâna? Da, cu calic de o mână, piciorul operat. Asta partea dreaptă. Așa. Soția numai ei lucrează, eu copiii acasă, fac mâncare, spălăm, curățenii. Aici e. Cu ajutorul Domnului eu mă descurc prin prejurul casei. E greu, nu-ți ajunge, că banii ești. Mulțumim Domnului cât este. A spus că l-a suat un credit și vă-i greu încă să-l întoarce. Da, 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 e foarte greu, pentru că e tot ce prinește, tot de acolo. Și la mâncare nu mai rămâne nică, numai dacă bonoxurile și ele, 800 de lei. 800 de lei. Dar cu 800 de lei îți duci și vine cu două culioase de producție. Dar la 6 guri, într-o 3 zile și nu-i nici. Aș vrea să întreb copiii să roagă lui Dumnezeu. Da. Da. Care a fost ultima voastră rugăciune, așa, din inimă, înaintea Domnului? Pentru ce voi vă rugați? Tu pentru ce te rogi? Să învăți bine. Să înveți bine. Și încă pentru ce vă mai rugați? Să fie sănătoși mamă. Să fie sănătoasă mamă. Așa. Să aveți ce mânca. Să aveți ce să mâncați. Să fim bucuroși întotdeauna. Amin. Că Domnul să vă dea bucurie. Voi ați știut că o să venim astăzi? Da. Eu bucuram foarte mult. Da? Da, așteptam gura că cascată tot. Dar știți cam ce v-am adus? Nu. Dar ei știu, s-au rugat. Dați curioși. S-au rugat pentru cadouri, s-au rugat. Da? S-au rugat și pentru cadouri. În taină s-au rugat acolo. Slavă Domnului. Eu îi îmbărbătesc de multe ori, le spun, că nu știu, să nu vă pierdeți nădejdea, că Domnul, dacă nu vine dintr-o parte, din altă parte, și se nu vine. Dumnezeu spune că oare nu port de grijă păsările cerului, dar de voi cât mai mult. Exact, exact. Noi vrem să vă invităm acum la microbus să ne ajutați toți, tot ce a fost pregătit pentru voi, pentru familia voastră, să descărcăm și să ne bucurăm împreună, da? Mergeți ca să ne ajutați. Da. Chiar mare bucurie, lăudat și Iisus. Mamă,
Nu m-am așteptat, e acasă tot. Eu nu m-am așteptat, eu nu știu unde să urc. De acasă nu știu, și nici atunci. Poți ia tu mai ierni, eu spus. Eu n-am știut. Eu nu știu. Nu știu ce, dar așa. Mai bine. Ia te bine. Ia că, ce rani? Wow. Ia să te. Da, da, da. Ia că te. Oi. Ia că te. Așa. Denis. Asta ție. Asta ce? Da, mă, ce vrei tu. Dar voi și nărțoane. Asta lua Anușca. Asta ia la mândouă. De când m-a rugat, de așa ceva. Te-a rugat într-o oglindă? Da, da, de asta, da. Serios? Ce ca Dumnezeu să fie binecuvântat, vezi? S-a dăruit astăzi. E acasă și îmi ție, Dori. Fixul nostru vreau. Wow, Aniuta și bucuroasă. E ca asta chiar asta eu. Asta să eu. Șalșa tu. Eu vreau multe din așa, că așa ciocolată, dar nu era așa. Mă, de asta vreau. Asta-i pentru. Ia ca să nu și mai ducă. Eu vreau să mulțumesc pentru toate cadourile, pentru tot ce mi-ați adus astăzi. Ne, Domnul, să, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Aduc și eu o mulțumire din partea familiei noastre. Domnul să binecuvânteze pe frați acolo, pe tăți, surori care s-au trudit pentru noi. Au făcut o mare bucurie în casa noastră, le-au dat și Iisus și gloria Lui. Mulțumim din toată inima pentru toate lucrurile care le-au făcut, pentru truda lor, pentru oseniala lor. Să-i binecuvântez în sutit și în mii de unii au scăzut să adauge întotdeauna. Mulțumesc și eu pentru toate cadourile, producțiile. Domnul să vă binecuvântez toate. Rășinoase. Hai, hai, tu. Mă mulțumesc de toate cadourile care ni le-a dat Domnul și frații și producțiile care nu le-am avut așa iană de mult tare. Amin, Doamne. Eu mă mulțumesc pentru tot ce mi-a adus, pentru că s-a dus și durerea și mama și eu și toți și pentru bunătatea Ta, Doamne, glorie Ție, Doamne, și slavă și mărire în ceruri. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ascultat rugăciunea noastră, Doamne. Îți mulțumim că e binecuvântat pe frați, Doamne, pe sorori, Doamne, și-au ascultat de glasul Tău, Doamne. Și îți mulțumim că i-ai adus sănătoși și încoace, Dumnezeule Tată. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, Doamne, pentru producții, Doamne, pentru cartofiile, pentru ceapă, pentru cadouri, Doamne. Îți mulțumim din toată inima. Slavă Ție și mărire, Doamne, de tardie, anul cu dorință, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, pe frați, surori, Doamne, în lucrare mai departe, Doamne, să-i binecuvântezi, să-i întărești, să le mărești credința, Doamne, să le dai putere, Tată, și să-i binecuvântezi în sotice mie, Doamne, pe frații care, Doamne, s-au trudit, au făcut, Doamne, strângerea aceasta, Doamne, să-i binecuvântezi, Doamne, și să-i ții în brațul Tău, Doamne, în dragostea Ta cea minunată. Slavă Ție, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ce este fericirea pentru tine? Cât ai plăti dacă ai dori să o procuri? Unde și în ce loc
tu o cauți. Eu am găsit-o între stelele Universului, privind acești ochi fermecați, care emană dragoste desăvârșită, frumusețe pură, lumină încălzitoare și care radiază o bucurie eternă, venind din adâncul ființei a frumuseței lui Dumnezeu.